Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, suntem la Iași și de data aceasta suntem la un eveniment. Este un eveniment marca Bis Club Iași, se numește Devos și l-am alături de mine pe unul dintre invitații acestui eveniment, pe Sebastian Arhire. Sebastian, bine ai venit alături de noi la De Vorbă cu Antreprenorii. Bună seara, Călin, mă bucur că te revăd și mă bucur că suntem aici în acest frumos context și cu siguranță plin de oportunități pentru toți cei care vor participa. Ești unul dintre oamenii pe care l-am văzut la Business Days Iași pentru prima dată și ești unul dintre oamenii care mi-a plăcut cum vorbește pe scenă, cum își exprimă ideile. De asta vreau să te întreb, ce te-a pus să te faci antreprenor? De ce antreprenor? De ce antreprenor? Într-adevăr, ne-am cunoscut prima dată la Business Days Iași și în egală măsură am apreciat calitățile tale de prezentator. În consecință, mă bucur că suntem acum împreună. De ce antreprenor? Am lucrat pentru o bună perioadă de timp și când spun asta mă refer undeva aproximativ la 10 ani de zile în cadrul a două mari corporații prezente la nivel local, dar cu relevanță la nivel regional și la nivel național. Recunosc că prin ceea ce am făcut, am adus o contribuție importantă la dezvoltarea acestor companii. Lucru care m-a ajutat și pe mine pe plan personal, deoarece mi-am dezvoltat acel spirit intraprenorial. Deci mai ai fost intraprenor ca după aceea să exact, faci pasul. Exact. Luând, practic, corporațiile aproape de la zero, mi-aș permite să spun acest lucru, am fost nevoit să dezvolt atât departamentele, deci implicit echipa, și totodată să cooptez o serie de clienți interni la momentul respectiv. Îi numesc clienți interni pentru că făceau parte din același grup, practic în aceeași companie multinațională. A trebuit să-i cooptez în tot ceea ce înseamnă transferul acestor activități către Iași, da? Încercând să le demonstrez și demonstrându-le în timp că putem face, da, lucruri de calitate și putem completa proiectele cu succes. Și astfel mi-a dezvoltat spiritul intraprenorial. După acești 10 ani, mai bine de... Ani ai fost un intraprenor care răspundea de diferite proiecte care aveau legătură în mare parte cu Iașul. Da, culminând cu o poziție practic de director general în cadrul unei astfel de corporații, cele de a doua, moment în care am simțit că am atins plafonul, practic, sau am atins nivelul maxim pe care îl puteam avea în acea corporație. De asemenea, am zis știi ce aș fi curios aici chiar în momentul ăsta? E momentul ăla în care o parte din tine spune da și o parte din tine spune nu. Da, mă fac antreprenor, nu, mai bine rămân aici că e locul călduț. Aș vrea să expandăm puțin acel moment și să-mi spui cum ai luat decizia. Decizia a fost una dificilă. Aș putea spune foarte dificilă. De ce? Un loc de muncă nu e doar un loc unde efectiv mergi, da, desfășori o activitate și la finalul zilei ai sau nu un anumit tip de satisfacție, la finalul lunii primești cu siguranță un venit care îl putem numi aproape garantat. Dar un loc de muncă înseamnă mai mult, înseamnă închegarea de relații, înseamnă contribuția ta la ceea ce înseamnă creșterea acestor persoane. Unii dintre foștii mei colegi acum ocupă poziții de management și top management în cadrul altor companii multinaționale și cu mare drag ne întâlnim și povestim împreună. Acest mix dintre ceea ce înseamnă impactul economic, când spun asta mă refer la stabilitatea financiară pe care ți-o oferă, de ce să nu recunoaștem un rol în cadrul unei multinaționale. Emoțiile pe care le ai și le trăiești de zi cu colegii tăi, toate aceste aspecte practic ale vieții profesionale care se îmbină într-un mod mai mult sau mai puțin armonios cu viața personală, fac decizia foarte, foarte grea. Dar cred și că... Ce ai pus în balanță? Sunt curios. Asta sau asta? De ce asta, de ce nu asta? Cred că ține mult și de mine, pentru că sunt o persoană căreia îi place să își testeze limitele. Și recunosc acest lucru. Vreau mereu să explorez. Cred că cuvântul de pionier, și nu aș spune neapărat ghilimele, mă caracterizează. Întotdeauna am încercat și am să fac noi lucruri, da? Să testez, să explorez noi orizonturi, da? Și de această dată am zis că fac un pariu între ghilimele cu mine însumi, da? Și am decis la vremea respectivă să aloc, sincer, a fost chiar un angajament pe care mi l-am făcut cu mine, însumi și am zis, sunt deschis să aloc, să dedic 2 ani din viața mea acestei experiențe, da? Asumându-mi faptul că la finalul acestor 2 ani de zile
aș putea pierde toți, aș putea pierde și acești 2 ani de zile. Trebuie să le spun ceva celor care ne urmăresc. Dragi prieteni, asta este primul antreprenor care a făcut un pariu cu antreprenoriat, un pariu de 2 ani. Să știi că n-am mai întâlnit această situație și cred că este o premieră aici la De Vorbă cu Antreprenori. Și hai spune-ne, cum au fost cei 2 ani? Da, am pariat. Pe de altă parte știam că undeva statistic un startup, pentru că vorbeam de realizarea unui startup, un startup are o durată critică, practic, sau un moment critic la finală, undeva la 2 ani de zile. Da? Atunci am zis, ok, sunt decis să investesc tot ce am în esență, adică și ceea ce pusesem deoparte, practic, deci, timp, bani, energie, resursele tale, da? Compromis și sacrificii pe care recunosc și nu sunt mândru de lucrul acesta, dar mărturisesc, le-am făcut chiar uneori și în detrimentul celor apropiați. Uh-huh. Pentru că antreprenoriatul de la zero, așa cum am luat-o eu, și nu a fost în orice fel de antreprenoriat, a fost un antreprenoriat care a dat naștere la distanță de 3 luni de zile la 2 companii. Probabil că energia mea sau dorința mea de a face o serie de lucruri și de a-mi demonstra poate chiar mie, a dus la nașterea sau aportul meu. Deci 2 companii 3 luni de zile de când ne-ai luat decizia. Nu singur, recunosc că am avut parteneri în ambele companii. Știu că ești un relaționist, atunci e greu să faci singur lucrurile. Așa este, am avut parteneri în ambele companii care au înțeles și mi-au acordat votul lor de încredere, practic, la momentul respectiv. Și am făcut, cum bine ai spus, acest pariu cu antreprenoriatul. Știi ce sunt curios? Ce au spus ceilalți, cei 3P? Știi, părinți, prieteni și alte persoane, să le traducem. Ce au spus ceilalți în momentul în care au venit și ai spus, gata, de astăzi fac pariu cu antreprenoriatul. 2 ani de zile voi fi antreprenor, minim 2 ani de zile voi fi antreprenor. Ce au spus ceilalți? Mărturisesc că cei 2 ani de zile sau acest interval de timp de 2 ani de zile nu l-am împărtășit cu nimeni, era doar cu mine. Era doar cu mine. Da? Era un lucru pe care nu l-am pus pe masă, zic, ok, dragilor, 2 ani de zile, considerați-mă absent, pentru că eu am această misiune de îndeplinit și vreau să-mi demonstrez mie. Nu, pentru că îi ai alături, nu poți să te joci chiar cu aceste lucruri. Ce să zic, că prietenii, asta a fost partea bună a lucrurilor, că atât membrii familiei mele, cât și prietenii și părinții m-au susținut. Da? Chiar dacă unii nu au făcut-o într-un mod, cum să spun, expres, da? Dar cel puțin nu am avut, din câte mi-amintesc acum, nu am avut exprimat o opinie contra. Cineva să spună, nu fă asta, cu atâta determinare încât să introducă un 1% de gând, să spun, de nereușită în mintea mea. Nu am avut o opinie de genul acesta, ok, uite, nu fă chestia asta. Am avut întrebări, da, de ce, exact. Cum, de, după atâția ani, oare ți-e mai bine, ești conștient că ai să pierzi deci o serie de lucruri. Deci ai avut niște coaching în familie. Da, doar că determinarea mea și modul în care înțeleg să mă implic într-o serie de activități nu prea lasă spațiul de... Am în minte atât de multe întrebări, întrebări și avem atât de scurt timp. Unde ai ajuns astăzi? Unde e business-ul tău? Sau unde sunt business-urile tale? Sau câte business-uri ai astăzi? Unul nu mai este, pentru că l-am tranzacționat ca urmare a unei... Ai făcut exit? Da, am făcut un exit. Uh-huh. Celălalt este în continuare... Pot spune și numele, nu știu, putem face lucrul acesta. Bineînțeles. Da. Nu este o emisiune, e o emisiune online, e o emisiune pe care o văd mulți oameni și putem da orice nume dori. Da, Train to Perform, practic se numește. Acum activez în... E tocmai exact. Această companie, da? Da. Activăm în domeniul resurselor umane, folosesc pluralul pentru că nu sunt singur în această, uh-huh. în această activitate, sunt colegii mei, da, cu virul la care lucrez zi de zi, da, companie specializată în servicii de resurse umane. Uh-huh. Resurse umane. Și acoperind... Prin ce se diferențiază Train to Perform de restul companiilor de pe piață? De ce eu ca și corporație sau eu ca și mare antreprenor care are mai mulți angajați aș veni să apelez la serviciul local? Pentru că cred în continuare că determinarea care a făcut ca ea să se nască și tot ceea ce am pus în ea, repet, împreună cu partenerii de la vremea respectivă, acum alături de colegii mei, se regăsește în activitatea noastră de zi cu zi. Și avem în continuare același nivel ridicat de motivație, astfel încât să putem să ne asumăm față de clienții sau partenerii noștri un anumit tip de rezultat, față de care înțelegem să fim responsabili. Dacă ai fi să-i privești în ochi, avem în comunitatea noastră peste 10.000 de antreprenori. Unii sunt la început de drum, alții sunt deja antreprenori care au experiență în spate, unii au mai multe companii, alții au doar poate un PFA sau o asociație sau o întreprindere individuală.
Dar privind-i în ochi pe acești oameni, care ar fi trei idei, trei sfaturi, trei lucruri pe care poate tu te-ai lovit de ele, ai învățat ceva din ele, trei lucruri pe care ar merita să le împărtășești cu ei? Cred că pentru longevitatea business-ului în sine și chiar că pentru un grad de satisfacție ridicat și într-un mod cât mai continuu, este identificarea cu activitatea în sine sau cu specificul organizației. Sunt cu siguranță business-uri sau afaceri care generează mai mult poate profit sau mai mult income decât ceea ce reușim noi poate să facem la momentul actual. Și cu siguranță se întâmplă acest lucru. Da. Asta nu înseamnă că eu aș putea să le fac la fel de bine ca cei care le fac la momentul actual. Cred că fiecare câștigă pe măsura eforturilor pe care le face și măsura cunoștințelor totodată sau know-how-ului pe care îl inserează acolo. Și cred totodată că n-aș avea pe termen mediu lung aceeași mulțumire și aceeași satisfacție dacă aș face o activitate sau aș activa într-un domeniu unde nu mă regăsesc. Resursele umane, omul în general, pe mine mă fascinează, mă pasionează, îmi place să lucrez. Cred că am această deschidere spre relaționare. Deci și primul lucru ar fi să-ți placă ceea ce faci și să interacționezi. Să te identifici cu ceea ce urmează, cu obiectul practic, cu ceea ce obiectul cu ghilimele de rigoare de această, de această dată. Mi-ai spus trei, dacă am reținut bine. Da? Identifică-te cu ceea ce urmează. Exact. Al doilea, înconjoară-te de oameni cu valori apropiate ție, da? Cu idealuri și cu aceeași capacitate și de ce nu chiar și anduranță ca a ta, astfel încât să-ți poți să-ți aduci la nivelul de parteneri în activitatea respectivă, parteneri cu titlu formal sau informal, astfel încât să poți conta pe ei și împreună să construiești. Într-o etapă de startup este foarte important să ai un raport de încredere instaurat cu cei alături și să poți discuta cu ei liber. Asta înseamnă să ai oameni, nu zic ca tine, pentru că să-i ai pe toți ca tine poate nu e un plus întotdeauna. Da? Da, chiar zicea cineva, nu o să mă conjur niciodată de niște mini-mi. Pentru că niște minimi fac ca mine și nu e ok. Da. Într-o echipă e bine să avem idei care să se completeze. Da, eu cred că e bine să te înconjori de oameni diferiți, dar totodată similar ție. În sensul în care dacă nu au același obiectiv, dacă nu au aceeași viziune, dacă nu rezonează cu tine, nu e aceeași chimie, riști totuși să nu ai o continuitate. Și în startup e dificil. Apropo de similaritate, chiar creează acest confort, însă diferența este cea care produce progresul. Și atunci un echilibru, exact cum spui tu, dintre similaritate și confort, mi se pare o alegere sănătoasă și de durată. Dar nu e ușor deloc de făcut chestiunea asta. Nu e ușor deloc de făcut pentru că e un simț al proprietății pe care îl avem cu toții. Și acel simț al proprietății uneori se constituie într-o barieră. Pentru că tind să acaparezi cât mai mult, tind să păstrezi pentru tine, tind să ții anumite informații care ar face atât de bine să fie împărtășite cu ceilalți, încât și te-ar ajuta atât de mult și ți-ar fi atât de ușor. Da. Cel de-al treilea, folosirea unui instrument. Atenție foarte mare aș sugera eu la ceea ce înseamnă bugetul în sine. Da? Vorbim de antreprenor, am făcut cumva pasajul din zona de startup, da? Și următorul pas. Da? Avea un instrument care să te ajute. Dar când spun un instrument, înțeleg și un simplu Excel. Dar nu cred că instrumentul în sine, intrinsec, face diferența, ci pur și simplu mentalitatea ta sau orientarea spre ceea ce înseamnă cea balanță dintre costuri, dacă vrem, / cheltuieli și încasări sau potențiale încasări în cazul unui startup. Avea mereu un ochi foarte, foarte critic și foarte atent la ceea ce se întâmplă. Și dacă ar fi să dau un sfat din tot sufletul, feriți-vă de costurile fixe. Sunt cele pe care costurile fixe, prin definiție, sunt cele pe care le duci cu tine zi de zi, lună de lună. Nu zic feriți-vă, că nu te poți feri, pentru că ai costuri pe care ți le vei regăsi lună de lună cu tine. Da? Dar evită cât de mult costurile fixe, pentru că ele... Vreau să-ți lansez o provocare. Uite, îmi dai șansa să-ți lansez provocări. Cum ai procedat tu? Cum te-ai ferit tu de aceste costuri fixe? Ce am putut să externalizez, am externalizat. Externalizarea, da, care, sau outsourcing-ul în sine, care de asemenea, prin definiția asta ce înseamnă? Externalizarea activităților non-core business. Uh-huh. Da?
De exemplu, în sensul că dacă eu sunt... pe care o, de obicei antreprenorii o externalizează. Asta e una. Dar ce da, dar contabilitate... Și nu, când zic contabilitate, înțeleg 100% contabilitate. Adică să poți să construiești un raport de încredere cu consultantul tău fiscal, ajungând până la a-i lăsa pe mână implicit plățile care trebuie să le facă. Tu trebuie dar să-i dai un ok. Și uneori poate nici măcar la nivel de dublă semnătură, ci pur și simplu telefonic. Te rog, e vorba de un raport de încredere înaintat foarte mult. Dar acest lucru te ajută. Te ajută. Te ajută pentru că în acele momente când tu te strădui practic să ridici, să construiești, da? Și încorsetat fiind de o serie de aspecte administrative, și nu sunt puține în România, știm foarte bine că nu sunt puține, riști să-ți distragă atenția de la focusul tău practic. Ok, de la și atunci când negociezi contabilitatea sau acea activitate pe care o externalizezi, o negociezi variabilă în funcție de, nu știu, cât de mult e de muncă sau cum? Cum faceți asta? Nu, pur și simplu faptul că chiar dacă plătești pentru ea, nu o ai tu. Nu ai tu ca preocupare, e important. Și e un cost pe care tu poți să-l diminuezi în funcție și de volumul de muncă pe care îl ai? Sau poți nu, să... contabilitatea în general are o parte fixă. Contabilitatea are o parte fixă. Serviciile de marketing, în schimb, de asemenea, pot fi externalizate și pot fi efectiv la rândul lor calibrate pe o serie de cum să spun, activități, proiecte sau campanii de promovare pe care tu înțelegi să le faci la un moment dat. Da? Externalizare. Vorbesc din propria experiență, am și chiar mulțumesc pe această, dacă pot să fac lucrul ăsta, mulțumesc pe această ocazie. Noi colaborăm cu o companie care se ocupă de ceea ce înseamnă marketingul nostru, cu valențe puternice de marketing online și mărturisesc că ne-au ajutat foarte, foarte mult și am regăsit în ei un partener. Și pe de altă parte mărturisesc că independent de cât de bine sau rău mi-a mers sau a mers firma, pentru că lucrurile nu au arătat, da? Da, mulți au impresia că atunci când pășești în sfera antreprenorială, antreprenoriatul e roz. Nu e roz. Nu e deloc. Chiar e cu multe provocări. Da. Și ultima provocare pentru tine astăzi este dacă ar fi să ne lași cu un sfat, o învățătură. Poate o întâmplare din care ai învățat ceva. Ce ai învățat din acea întâmplare și care e învățătura pe care ai extras-o și pe care merită cei care ne urmăresc să o asimileze și să știe? Nu atât e o întâmplare, că n-aș vorbi de o întâmplare, cât că e un cumul practic de factori și aș rămâne mereu în acea zonă a marketingului. Da? Pentru că uitându-mă la tot ceea ce înseamnă, uitându-mă atent la acele costuri pe care o companie le are, uitându-mă la ceea ce înseamnă o întoarcere a investiției pe care o face, am constatat pe parcursul anilor că am făcut în mod constant un lucru, independent de cât de bine sau, repet, cât de rău mi-a fost sau independent de cum a mers compania. Am investit în mod constant în marketing. Investit în mod constant în marketing. E adevărat, marketingul e diferit pentru ceea ce înseamnă sau e diferit raportat la specificul activității noastre, are alte conotații, se propagă și uneori chiar interpretată altfel, dar chiar și așa eu cred că pentru fiecare activitate poate fi gândit un canal de marketing specific. Deci investiția în marketing cred că ajută. Sunt convins că ajută. Dragi prieteni, l-avem și l-am avut alături de noi pe Sebastian Arhire, un specialist în oameni, aș putea să spun, dar totodată și un om care, pe lângă faptul că a investit în oameni, n-a uitat să investească în echipă, n-a uitat să investească în business-ul lui, dar n-a uitat să investească nici în marketing. Așa că vă doresc toate cele bune și ne vedem la următoarea emisiune de Vorbă cu Antreprenorii. Mulțumesc mult, Sebastian! Mulțumesc și eu pentru timp și mult succes în tot ce faci! Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.